an de an, zilele de Paști sunt pentru cei mai mulți dintre noi un prilej de răsfăț culinar prelungit, care însă își pune imediat amprenta asupra sănătății și chiar a siluetei. Cine nu s-a putut abține de la ouă, drob, pască, vin, friptură de miel, cozonac și a ajuns să mănânce mai mult decât și-a propus, probabil că acum se simte obosit, lipsit de energie, apatic și cu un nivel scăzut de concentrare. Pentru a vă ajuta organismul să se recupereze după festinul de Paști, dar și pentru întreținerea siluetei în prag de sezon estival, vă prezentăm o rețetă tradițională mexicană foarte ușor de gătit. Se taie pe mijloc, scroată. După se înfige cuțitul în sâmbure și încercăm să-l răsucim. Aveți nevoie de lingură sau furculiță și să ia mesul de la avocat. Trebuie presărată, stoarsă peste avocado ca să nu se oxideze dintr-o bucată de lămâniță. După ce ați presărat lămâia, puteți să zdrobiți avocado cu furculiță.
zdrobiți bine. Avocado. Mai bine cei care v-ați terminat, puteți curăța cățelul. Ai reușit? Gata,